La ce anume trebuia să vegheze Marta? Și care este disciplina pe care noi înșine, în gândirea noastră, ar trebui să o avem? Câteva gânduri. Primul, niciodată nu lăsa ca ceea ce faci tu pentru Dumnezeu să fie mai important decât ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine. Pornește în viață cu mentalitatea celui care a beneficiat de ceea ce Domnul a făcut pentru el, pentru tine. Și ceea ce faci tu e doar recunoștință. Asta e primul lucru. Și, dragii mei, dacă nu suntem atenți, uităm de ceea ce a făcut El pentru noi și suntem mai copleșiți de ceea ce noi am făcut pentru El.